Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cazurile de COVID printre copii se tot înmulțesc în ultimele zile. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat că în acest moment copiii se infectează foarte ușor, dar din fericire apar puține cazuri grave. Ieri a fost anunțat un număr record de cazuri noi de la începutul pandemiei, peste 19.000, dintre care peste 4.000 au fost la tinerii de până 19 ani. Sunt în același timp și mulți părinți care se plâng de faptul că sunt nevoiți să-și ducă în continuare copiii la școală, deși printre colegii acestora sunt cazuri de COVID. Așa cum știți, noile reguli stabilite de Ministerele Educației și Sănătății spun că o clasă trece în online doar dacă are 3 cazuri de COVID. În acest context, l-am sunat pe medicul pediatru Mihai Craiu pentru a discuta despre ce pot face părinții pentru a-și proteja copiii în valul 5 al pandemiei. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! În primul rând, spuneți-ne, ca să ne reamintim, cum pot părinții recunoaște simptomele infecției copiilor cu COVID? Da, lucrurile sunt relativ simple în contextul în care există un posibil contact la școală sau la grădiniță și copilul dezvoltă orice fel de simptom acut, ar trebui să ne gândim la COVID. Orice simptom acut însemnând nu numai respirație dificilă și tuse, cum eram obișnuiți până acum, pentru că copiii foarte mici ar putea să prezinte simptome respiratorii minime sau deloc și să aibă în prim plan o boală digestivă. De altfel, eu în ultima săptămână și noi la institut, în mulți pacienți pe care i-am văzut, au fost copii mici care au venit numai pentru diaree, deci fără semne respiratorii. Mesajul scurt este, dacă apare febră la un copil anterior sănătos, iar în clasă sau în grupă la grădiniță există un contact, e bine ca familia respectivă să adreseze medicului de familie sau unui centru autorizat de test. Am pierdut pe domnul Creu, pot să încercăm să refacem legătura. Așadar, foarte interesant ce a observat domnul doctor Craiu, că în simptomatologia cazurilor de COVID, mai nou, nu neapărat simptomele respiratorii sunt cele care apar primele sau sunt cele mai evidente, ci cele digestive. Și ăsta e un lucru care cred că trebuie reținut. Cred că am refăcut legătura, domnule doctor, da. Ne auziți? Da. Da. Bun. Da, vă aud. Am reținut. Asta, rămăseți la simptome digestive, mai vreți să adăugați ceva aici? În principiu, nu tocmai. Gradul de suspiciune trebuie să fie înalt, pentru că, din păcate, în bună parte din cazurile pe care le-am văzut în ultima vreme, afirmații de tipul, dar este o simplă răceală, de asta am dus copilul la școală. Și s-a dovedit ulterior că e COVID și alți câțiva colegi au luat afecțiunea. Deci trebuie să facem exact ceea ce se pune de multă vreme, atunci când un copil are semne evidente de boală acută, ar trebui examinat de medicul de familie sau de un medic pediatru și să fie testat pentru a fi în siguranță nu numai familia lui, ci și restul colegilor de clasă. Bun. Cam peste tot autoritățile încep să discute de reducerea perioadei de carantinare. Dumneavoastră ați vorbit recent despre faptul că la unii copii efectele infectării cu COVID se vor vedea însă și, sau s-ar putea vedea însă și vreme de 12 săptămâni. Ce înseamnă asta mai clar? Adică cum se pot manifesta aceste efecte? Ce vreți să spuneți? E așa numitul colocvial long COVID, numele său științific este PAX, post-acute coronavirus syndrome, în care un pacient care a avut infecția, nu contează severitatea ei, poate să ai o boală de foarte mică intensitate la momentul în care ai boala acută febrilă, și organismul tău să nu fie în stare să scape de chiriașul nedorit. Persistența particulelor virale în organismul pacientului duce la un răspuns inflamator persistent, adică, mai simplu spus, continuă să ardă focul în jarde și nu mai avem flăcări foarte mari. Acest micro-război la nivel imunologic, se poate manifesta ca pierderi de memorie, performanțe școlare net mai proaste decât înainte, oboseală quasi permanentă, schimbarea ritmului de dormit și activitate,
dureri de cap, de mușchi, adică ești într-o situație nu evident foarte rea, dar e absolut altul copilul. Nu mai este cel pe care îl știam înainte. Bine, la unii pacienți pot exista și semne mult mai serioase, dar aceștia sunt excepțional de rari. Și ce pot face părinții într-o astfel de situație? În cazul în care pare că nu se vindecă, cum ar trebui să se vindece? Pentru că trebuie spus că, cel puțin în datele disponibile la acest moment despre Omicron, știm că el evoluează ca virozele dinainte de pandemie. Adică un copil care se îmbolnăvește, 3-4 zile merge pe o pantă ascendentă, adică are mai multe secreții, mai mulți muci, în fine, inconfort mai mare și febră mai mare, face 1-2 zile de platou și după aceea toate lucrurile dispar. Deci nimic spectaculos, exact ca înainte de pandemie. Problema este că unii pacienți, cum ziceam, și asta ține de gazdă, deci de cel care primește în vizită virusul, nu ține de virus. Gazda nu e în stare să ajungă la o înțelegere, ca să zic așa, spune de altfel înțelepciunea populară românească, că pe cine nu lași să moare, nu te lasă să trăiești. Dacă nu scapi de virus, el continuă să replice încet, încet și atunci acești copii care rămân simptomatici și nu se fac bine într-un rapid, ar trebui adresați în primul rând medicului de familie, care cunoaște foarte bine copilul și știe cum s-a comportat el la alte răcele anterioare până să se întâlnească cu noul coronavirus. Bun, tot ca efecte ale acestui val 5, ați mai spus la un moment dat că ce va fi mai greu pentru medici și pediatrii o să vină peste o lună. Ce va aștepta să se întâmple atunci? Puteți să ne explicați? Păi, ceea ce s-a întâmplat la toate celelalte valuri anterioare, dacă ne uităm la curbele de apariție ale cazurilor pediatrice, observăm că ele sunt urmate la un timp, între o lună și două după valul de cazuri nou apărute, de un mic tsunami, de un alt val produs de cutremurul epidemiologic, de așa numit sindrom inflamator multisistemic, faimosul MISC sau PIMS, care e evident mult mai rar decât numărul de infectări. Dar e o caracteristică a copilului și a adolescentului. Excepțional de rar a fost observat la adulți. Numai copiii fac așa ceva. Și, din păcate, nu vorbim de foarte puține cazuri. În SUA, până în urmă cu câteva zile, erau raportate peste 6.000 de astfel de cazuri de sindrom inflamator multisistemic și, din păcate, 55 de decese. Adică nu e tocmai un fel de răceală mai mare, ci o boală extrem de gravă care afectează inima. Asta e posibil să se întâmple și la noi și, în fine, toată Uniunea Europeană, unde în momentul ăsta se pare că am ajuns cel puțin în vestul Europei și în Statele Unite la vârful valului Omicron. Există și... Aveți și un motiv de optimism? Adică dați-le părinților preocupați care ne ascultă și un motiv de optimism. Există așa ceva? Da, da, sigur că există un motiv de optimism. Nu vreau să minimalizez cu nimic potențialul virusului asupra sănătății copilului, pentru că sunt, toată lumea a obosit să tot audă sfaturi despre stați în casă, protejați-vă, faceți. Sunt deja 2 ani de această constantă uitare peste umăr și de tensiune. Ceea ce poate fi spus este că această contagiozitate extremă a noii mutații, viteza sa de replicare în culturile de celule fiind de 70 de ori mai mare decât a tulpinii inițiale de la Wuhan, va epuiza capacitatea virusului de a-și mai găsi, să spun, victime susceptibile. Adică atât de mulți copii este posibil să treacă printr-o infectare, încât să existe cel puțin pentru școală și activitățile astea pe care trebuie să fac copiii împreună în mod fizic, nu așa în fața tabletei și a ecranelor. De asta anticipez că după ce trecem de acest, după această încercare, este foarte posibil să asistăm la o perioadă școlară normală până la sfârșitul anului școlar. Deci,
trebuie să nu se îmbolnăvească copiii acum, în proximele săptămâni, pentru că ulterior lucrurile vor reintra într-un aproape normal, sper eu. Domnule doctor, bună dimineața, Luca, sunt. Avem o întrebare de la o ascultătoare. Vă roagă da. Să îi spuneți dacă acei copii care mai prezintă simptome după perioada clasică de boală mai sunt contagioși. Nu, ei nu mai sunt contagioși. E un lucru foarte important de spus. Odată ce un pacient a trecut prin vârful simptomatic și nu mai are încărcătură virală suficientă, boala apare în, cu două condiții absolut esențiale, care sunt necesare amândouă. Una, să fii susceptibil, adică să ai anticorpii prea puțini sau care nu sunt în stare să recunoască virusul, și al doilea, să primești o încărcătură virală consistentă. Ca la băutură, nu te înveți dacă bei un degetar de orice. Trebuie să bei o cantitate mai mare. Așa ești cu doza pe care trebuie să o iei pentru a deveni bolnav. De aceea, către sfârșitul acestui moment, deci dincolo de o săptămână de boală acută, copiii, chiar dacă mai au simptome și chiar dacă ar putea să aibă teste din aceste imunologice, nu testele din salivă sau din nas pozitive, ei nu mai dau altor copii. Deci, din punctul ăsta de vedere, părinții trebuie să stea liniștiți dacă se reîntoarce în clasă un copil care a avut COVID și după o săptămână vine înapoi și el încă își mai trage nasul sau se mai freacă la ochi, sau mai are cine știe ce mici simptome respiratorii. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, medicul pediatru Mihai Craiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.